Bună seara! Astăzi seara e un moment deosebit pentru două instituții, Muzeul Județean și Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale. Este începutul unui proiect prin care mi-am propus ca în următorii ani să promovăm tinere talente ale tânărului din județul Olt și din Oltenia. Noi, centru, avem, organizăm de ani de zile o tabără, se numește Maestru și Discipol, unde avem maestri ai tânărului, al altor clasice, și tineri copii, din care sperăm să, în anii următori, să își ajungă și poate chiar să și trece, să încearcă să trece maestru. Aici avem doi dintre speranțele noastre, Lucian Prună și Luminița Țecu, care prin niște împrejurări au ajuns în area noastră de interes, au mers la câteva din tabere, și tabere de maestru cu Șico și tabera Nicolae Sucă. S-au înțeles foarte bine, au stat împreună, au pictat, deși au stiluri diferite, s-au înțeles foarte bine și vedeți realizarea muncii lor pe Simeze. Eu le doresc mult succes și în viață și în munca lor și așteptăm și la alte tabere și la alte expoziții în orașul nostru. Doamna Cristina Botez, ceva considerații plastice, că sunt imparțial oarecum în seara asta, niciunul ne fiind așa un pic. Cel puțin în tabără de sale de spatul. Chiar m-am întâlnit chiar la Lucea. Este foarte interesant această expoziție prin cele două stiluri atât de diferite pe care ei le abordează cu autenticitate în egală măsură. Lucian Prună pare că și-a desprins tablourile din pictura flamandă cu atmosfera intimistă, cu preocuparea extraordinară pentru materialitatea obiectelor pe care le dictează și reprezintă poate o nouă tendință în secolul 21, nou realism, o pictură întoarsă oarecum cu privirea în timp spre o tradiție a clar-obscurului. Poate că sufletește, lumea este pregătită să redescopere sau să salveze un asemenea gest pictural deosebit și inedit. Sigur că place tuturor, dar nu putem trece peste cu adevărat măiestrita execuție picturală. În primul rând, pictura este o meserie dusă la perfecțiune sau cât mai aproape și de acolo încolo putem vorbi despre artă. Lucian este un excepțional muncitor la Chevalet și are o privire extraordinar de atentă asupra detaliilor naturii. Am început cu el pentru că pictura lui, să știți, deși se dezvăluie așa din prima, este foarte, foarte dificil și implică o disciplină deosebită a execuției. La Antipont, Luminița Țecu este o persoană care se dezvăluie însă cu autenticitate, cu foarte multă energie, cu nerv, cu sensibilitate, mult mai ancorată în
spunem, postmodern, aduce oarecum stilul ei și căutările pe care le are la vârsta aceasta în domeniul plastic de pictura unui timpul sau a colegilor de tabără Boica, Andreea Boica, dar în primul rând se exprimă pe sine și se caută pe sine. În tablou vede foarte mare expresivitate. Ea merge spre un tip de expresionism în temele pe care și le alege pe o investigare a peisajului într-o manieră foarte, foarte subiectivă și nuanțele acestea închise, am putea spune, un alt tip de clar-obscur, divizat de tușe și de ritmuri foarte agitate și frământate, promit o dezvoltare ulterioară foarte, foarte interesantă. Nu putem încheia până nu menționăm o extraordinară, un debut artistic extraordinar. Și anume, tânăra Sophie, prințesa Tatălui noastre, are și ea pe sinteze o lucrare foarte frumoasă, pe care am să vă invit să o descoperiți. Pentru că nu sare în ochi, ca fiind un produs de artă infantilă, dimpotrivă, este un mic pictur, de lângă și o suflet de artist. Le urez succes amândouă și în special Sophie îi doresc multă răbdare cu cei mari. Și iată că în seara asta mă bucur că cunoașteți cumva și nipostaza asta. Dacă l-ați cunoscut ca pictor consacrat în Slatina, eu mă bucur pentru Cătălin Podoleanu că alături de Traian Zorzoriu, de Nicolae Truță și de alții au reușit să ne aducă în această seară în fața noastră pictori autentici, originari din județul lor. Și am să vă povestesc o mică întâmplare despre cum l-am cunoscut pe Cean Crună. Cătălin Podoleanu, la finele fiecărui an, când organizau anumite expoziții ale elevilor de arte plastice de la Liceul din Judescu, pe care au făcut cele de licențe, de diplomă. Mi-a făcut onoarea să mă invite să văd și să fac parte dintr-o asemenea comisie. Eu vreau să vă spun că le-am urmărit cu mare atenție, nu mi-a spus nimic, el m-a lăsat așa și am spus, mai zic că e stilul cuiva aici și semnătura altcuiva, cel puțin pe câteva dintre lucrări din clasa asta. Lucian ajutase foarte mulți colegi ca să treacă cu privo acel impas al, să zicem, lipsei de inspirație și Cătălin mi-a povestit despre Lucian. Uite că ne-am întors în urmă cu 10 ani și în seara asta ai debutul artistic. Poate nu-ți mai aduce aminte de episodul ăsta, eu acum mi-aduc aminte. Te-am discutat atunci, te-am analizat. Cred că nota a fost una nu foarte mare. Nu că nu aveai talent. La diplomă, cred că am făcut ce numai eu. Nu foarte mare. Și pentru faptul că ajutase și influențase anumiți colegi care fuseseră așa puțin mai comozi, ca să spunem. Cătălin Podoleanu. Da, acum intru direct așa, el a luat un doi de la mine, dar nu l-am. Nu știu, că de la mine de toți părinții și nu ne-am spus. Oricum, rămân multe. Deci, de fapt, într-adevăr, lucrurile sunt greu de povestit așa în această scurtă întrevedere din deschiderea expoziției. Eu vin și de pe drum acum într-o viteză așa cât se poate de
și cu atenție, pentru că, mă rog, așa au fost situațiile programului și a trebuit să plec în localitate. M-a trebuit să ajung la fix, cer scuze că n-a reușit. Intru direct cu subiect, este o foarte mare emoție pentru mine să-i văd împreună pe simeze. Dacă pentru mine, Lucia, nu crezi o surpriză, știindu-i puțin activitatea, cunoscându-i antecedentele expoziții, anterioarele expoziții, da? Tot ce urmărea el să facă, să-și construiască și oarecum să se consolideze pe piața de artă din România. Ei, pentru mine, Luminița este, într-adevăr, o mare surpriză și trebuie să recunosc și în fața dumneavoastră, dar și față de ea, că sunt extrem de încântat, pentru că față de Lucian, care mi-a fost elev la istoria artei, Luminița a fost elevă 4 ani de zile chiar la discipline de specialitate, adică în atelier și la istorie. Deci am muncit acolo și ne-am străduit cu foarte mare răbdare la fiecare planșă, uneori cu mai mult entuziasm, alteori poate puțin așa căutat sau cu descurajări câteodată. Lucrurile au fost foarte amestecate, iar din perspectiva asta, expoziția din seara asta reprezintă, într-adevăr, o culoare, un succes deosebit pentru ea și pentru mine o mare, mare emoție să văd că ea revine la o aptitudine pe care a demonstrat-o, a dat dovadă că poate să facă foarte multe lucruri bune, dar nu a ales-o, să zic așa, în perioada imediat următoare liceului. Iată că revine la o dragoste a ei, poate puțin cunoscută pentru noi, și reușește să-și găsească foarte, foarte frumos un limbaj al ei, articulat undeva între expresionist, clasic, ceea ce ne face să ne gândim, așa cum spunea și doamna profesoară Botez, că vor mai fi astfel de evenimente. Dacă pentru noi, Lucian, bună, cu siguranță ne oferă o confirmare a faptului că este unul dintre cei mai importanți artiști din județ și din România, mai ales pentru faptul că a fost identificat de mic, de regretatul Traian Zorzău. Eu îmi amintesc momentul foarte clar, exact cum suntem noi acum, îmi amintesc cum a intrat el, domnul Zorzău, în clasă la pictură, cu Lucian de mânuță, era într-o revință exact cum sunt alea vechi, uniformele alea vechi, era închis și la gât așa, speriat. Domnul Zorzău era cu toată mapa lui cu care lucraseră, mi-a arătat portretul, nu știa pe care să ne arăte mai repede. Eu i-am încercat să liniștez, zic, tot ce vine de la dumneavoastră nu poate să vină decât cu maxim de credit și n-are cum să fie decât sprijinit aici, nu vă faceți probleme. În continuare este elevul dumneavoastră și e bine aici doar formal, pentru că tot dumneavoastră o să-l îndrumați mai departe. Ei, l-am revăzut după aia în liceu, unde au început tot felul de care mai de care. Unul au fost, din păcate, să zicem, împurnat de câte un dar unul a fost, ca să mă liniștesc. Și dar cu mare plăcere să-l am elev și trebuie să vă mărturisesc și lor în aceeași măsură și cu asta închid. Este nespus de important pentru profesor să-și vadă elevii că merg pe aceeași linie, confirmă ceea ce tu vorbești. Este neacolit și nu poți să spui decât că ești bucuros că l-ai fost profesor. Eu îi apreciez și nu rămâne decât să îi urmărim în continuare traseul lor artistic și să-i apreciez. Cu siguranță vor face lucruri foarte frumos. Felicitări! Înainte de a se prezenta, eu vreau să spun că expoziția de față este un adevărat reviniment pentru mișcarea artistică a grupurilor. Doi tineri extrem de talentați vin cumva și ocupă locurile Sfinților picturii Oltenia. Și aici mă refer la Traian Zorzoliu, care nu mai este, la Nicolae Turță, la Sfântul Răulescu. De asta aveam nevoie în ceea ce înseamnă artele plastice Oltene.
Iar Stoicăneștiul și Slatina, în fel se înfrățesc în această seară pe simeziile Galeriei Artist, demonstrând potențialul imens pe care îl are școala artistică slătineană și, de asemenea, munca, uneori laborioasă, a profesorilor care sunt următori pe care își desfășoară activitatea aici. Eu înțeleg pe deplin emoția lui Cătălin Codureanu, este foarte tânăr, să-și vadă astăzi discipolii într-o galerie de artă, sper eu și în cel mai scurt timp să devină într-un fel de emul, adică să depășiți. Mai am o intervenție scurtă, acum am intercat. Nu, poate nu-i întâmplător. Iată, mi se face o punte. Mi-a zis despre Stoicănești, mi-am aminte. În momentul ăsta, chiar în același, deci cum suntem acum la vernisaj aici, la Craiova, Marcel Duțu, din zona asta, din Drăgănești, are și el acolo expoziție deschidă, nu știu câtă expoziție la Craiova. Poate asta confirmă exact ce spune domnul director, că arta din Olt, arta plastică din Olt, reușește să iasă din ce în ce mai mult din albia ei vizuală și să încercăm să facem, așa, în contextul național, o figură destul de frumoasă și cu ajutorul Muzeului Județean și cu ajutorul Departamentului de Cultură și Tradiție de la Consiliul Județean, câte puțin poate reuși să consolidăm mai bine artele plastice aici în Slatina și județul Olt. E o chestie frumoasă și invităm și pe următorii elevi de la liceul de artă, o parte sunt aici în sală, cu siguranță se vor regăsi și ei pe simeze peste câțiva ani, așa încât nu rămâne decât să apreciem încă o dată ceea ce au făcut ei până acum și sperăm că am închis acum. Am să rog pentru început pe Lumința Marian să se prezinte. Mă bucur că ajuns în câți alături la prima mea expoziție. Nu mai atât de mare de bucură. Țin să vă mulțumesc dumneavoastră, cât și distinșelor după organizator pentru participare, susținere și dragă. Mulțumesc! Eu am o fetiță care se numește Maria și pe care îl cheamă Lucian. Lucian Trunic. S-au potrivit deja. Mulțumesc foarte mult celor două instituții pentru invitație. Mă bucur să revin la Slatina. O expoziție foarte spontană, foarte surpriză și pentru mine. A zis, hai, iată, domnule, vină pe ele. A venit repede. S-a adunat lumea. Vă mulțumesc foarte mult că ați venit. Mulțumesc părinților. Mulțumesc că doamne Ivotez pentru cuvintele frumoase, cum nu se vedea. Și expoziție vizionare plăcută. Mulțumesc pentru prezență și rămânem în continuare împreună ca să